Și mai avem aici Chivano. E tot o specie înrudită cu castravetele. Se mai numește și castravete cu coarne. Îl punem pe același principiu ca și castraveții autohtoni de la noi. La fel o să-i punem pe spalier, pe sârmă. Am pus 3 semințe. Soția mea le-a pus pe acestea și văd că s-au prins destul de bine, au prins rădăcini viguroase. Și o să-i punem și pe ei să vedem ce se întâmplă și dacă le merge bine. Dacă nu mă înșel, sunt originari din Africa. Este posibil să fie perene acolo, la noi se pun ca și castraveții anuali. Vom rupe cele două frunze de jos, frunze false, și vom întinde pe sârmă, vom așeza mulci și la fel au nevoie de multă apă ca și castraveții normali. Și nu uitați de mulci. Noi nu prea suntem învățați să punem mulci atât de mult în România, însă permacultura ne îndrumă către acest lucru, pentru că punem nutrienți în sol și va menține și umiditatea foarte bună la nivelul plantei, la nivelul solului. Urmele care sunt foarte bune, pământul este foarte bun. Îi vom pune și pe ceilalți și revenim cu un update să vedem cum se dezvoltă. Toate cele bune, prieteni, să ne reauzim cu bine.